Doi bărbați și-au împărțit pumni și picioare într-o parcare din Pitești după o ceartă la păcănele, iar răfuiala a fost surprinsă de o cameră de supraveghere din zonă. Pe imagini se observă cum un bărbat care avea în mână un ciop de sticlă se repede la un individ pentru a-l lovi moment în care alt bărbat intervine pentru a-i despărți, însă dar pentru că cei doi continuă să se lovească până când unul dintre ei este pus la pământ. Victima, un bărbat de 36 de ani, a ajuns la spital, iar agresorul său, în vârstă de 46 de ani, s-a ales cu dosar penal. Acesta din urmă a fost audiat, apoi reținut pentru 24 de ore, a fost dus și în fața instanței cu propunere de arestare preventivă, pe numele său a fost deschis un dosar pentru loviri sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.